Da, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Mai avem niște informații, până atunci însă o avem alături de noi, tocmai din Italia, acolo unde e mai bine să stea de mai mulți ani de zile, pe colega noastră de breaslă, Magda Vasiliu. Ia să o vedem. Magda, bine te-am regăsit! Ce faci? Bună ziua, ce să fac? Așteptam să vă aud. Da, mă bucur că ești zâmbitoare și toate lucrurile sunt bune. Sunt multe știri care te-au, cum să spun, care au apărut despre tine, despre lupta ta pentru băiețelul tău. O să vorbim despre toate. Aș vrea însă să-ți spun că am citit pe libertatea.ro la ora 12:08 o informație. Zice așa, Magda Vasiliul, din nou singură la 4 ani de când a părăsit România și s-a mutat în Italia. Vorbește de băiețelul tău, a cărui privire arată cât de mult s-a maturizat, spune că Vlad este bine acum, face controle des și nu ai fi dat tu amănunte și despre viața și despre cum este alături de tine cel bărbatul pe care l-am văzut în ultima vreme alături de tine. Și atunci întrebarea de aici a fost deducția lor că ești singură. Hai să lămurim situația asta ca să fie clar. În partea informației am văzut-o și în Libertatea și în Click, ca să fie lumea liniștită. Da, te rog. Așa este, în momentul de față sunt singură, este o decizie pe care am luat-o de comun acord. Și pe care, îți spun sincer, nu-mi doresc s-o comentez, cu atât mai mult cu cât nu e nimic spectaculos, în sensul că, la fel ca oricare alt om, nu te poți înțelege cu cineva, la un moment dat prioritățile se schimbă, țelurile se schimbă. Probabil când treci prin multe lucruri, așa cum a fost mutat în Italia, apoi boala lui Vlad, probabil că la un moment dat apar tot felul de lucruri. Și am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul lui, dar nu e nimic de ascuns, nimic senzațional, pur și simplu o decizie, zic eu, luată cu maturitate, pentru că nici eu, nici fostul soț nu mai avem 20 de ani. Da, e foarte bine, este o decizie matură și sigur că da, e o luptă pe care tu, ca mamă, o iei pe spatele tău toată, ca să zic așa, așa cum face orice mamă, ca și tine, care într-un moment delicat ai spus, decât să stau la mâna altora, mai bine știu că merg pe cartea mea și pe mâna mea, lucru pentru care te-am admirat atunci. Îți mulțumesc. Nu. Știi, toată lumea vine și spune, da, ai renunțat la atâta pentru... Și ai plecat imediat în Italia în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Vlad. Eu nu văd nimic senzațional în asta, în sensul că orice mamă normală la cap, în momentul în care se confruntă cu asemenea situație, evident că nu mai ține cont de nimic și face alegerea care îi se pare și care s-a dovedit a fi cea mai bună pentru copilul ei. Slavă Domnule, acum Vlad e bine, suntem ok. Asta e lucrul cel mai important. Evident că dacă mergem înapoi, vedem că a fost acest accident pe care băiețelul tău, Vlad, l-a avut și care iarăși ți-a pus inima la încercare și iarăși a trebuit să fii atentă și iarăși a întrebat lumea de ce nu se întoarce Magda Vasiliu. De ce nu se întoarce Magda Vasiliu? Uite, și de asta nu mă întorc, pentru că Vlad e un copil care, ok, a depășit o boală cumplită, a trecut prin momente grele, dar acum e bine. Și ca orice copil normal, iese cu bicicleta, iese cu copiii pe care îi avem aici în vecini, era un grup, o gașcă, toți cu bicicletele și evident a căzut, se întâmplă, nu e o chestiune care să aibă vreo legătură cu boala sau cu... Pur și simplu a căzut, cum cad toți copiii, numai că în cazul lui evident că te gândești imediat că ar putea să fie mai mult decât atât, mai ales că am văzut că nu se putea ridica, a fost un moment crunt, însă norocul meu, și de-aia nu mă întorc, este că totul s-a întâmplat în Italia, iar ambulanța a ajuns în 5 minute, în alte 15 minute eram deja la spital unde ambulanța anunțase cod roșu, deci oamenii ne așteptau. A fost anesteziat imediat, i-au pus câteva întrebări după care l-au anesteziat. Au făcut radiografia și au ieșit și mi-au spus extrem de simplu, plecați cu elicopterul la Roma, având în vedere istoricul lui medical. Wow! Atunci
m-am gândit că totuși dacă se grăbesc atât de mult, zic să nu fie totuși o chestiune legată de boala inițială. Mi-au spus că voi discuta cu medicii de la Roma și cu asta basta. A venit elicopterul când Vlad a avut testul COVID negativ, că ăsta era protocolul, trebuie să fii negativ ca să poți să fi transportat cu elicopterul. Am ajuns la Roma și de acolo totul a fost evident perfect. Da, o desfășurare extraordinară de forțe, dar care pentru Italia, în condițiile unui copil cu o patologie, mă rog, anterioară gravă, o fractură de femur, pentru ei a fost absolut o chestiune firească, normal. Mie mi s-a părut extraordinar. Când le-am povestit prietenilor în România, zic, noi am venit cu elicopterul la Roma, am creierii nopții, deci a fost așa o... În Italia asta e normalitate până la urmă. De-aia nu mă întorc. Da, aici nu te poate contesta absolut nimeni. Într-adevăr, lucrurile sunt arată așa cum se cuvine. Am o întrebare tehnică și foarte importantă. Beneficiezi de aceste servicii tu având și o asigurare medicală în Italia? Pentru că sunt convins că dacă în calitate de turist sau de vizitator ai face lucrul ăsta, s-ar putea să coste o poală de bani, că totuși înseamnă elicopter și toate astea. Cum e statutul? E important pentru orice om care ajunge în Italia. Vlad are o asigurare medicală încheiată aici, în Italia, pe care am plătit-o. Este acea tesera sanitaria, se numește. Nu e asigurarea de sănătate, sistemul italian de sănătate, dar nu mi-a cerut nimeni nimic. Deci, în afară de un document de identitate a lui fiind o chestiune de accident, deci de primă urgență, nu mi-au cerut să le demonstrez că aș avea plătite asigurări sau ceva. Nu doar cartea lui de identitate, aici copiii au carte de identitate cu fotografie de mici, de la, nu știu, 2 ani, 3 ani, o chestie de genul ăsta. Și atâta tot, nu mi-a cerut nimeni absolut nimic. Probabil că pentru turiști s-ar întâmpla la fel, dar ar plăti ulterior, mă gândesc, niște lucruri, dar nu cred că i-ar lăsa cineva să zacă fără să le pună la dispoziție niște resurse. Cred. Magda, tot respectul și toată admirația pentru oamenii din sistemul medical care se bat cu toate, cu tot ceea ce se întâmplă în acest moment, dar privind, că am observat că privești cu atenție tot ceea ce se întâmplă, din păcate, în România, îți dai seama că dacă tu ai fi rămas aici, ar fi fost... Cum ar fi asta fost? Asta zic și eu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, pentru că nu știu ce aș fi făcut acolo, nu știu cum ar fi decurs toți ăștia 4 ani care au trecut de la debutul bolii, dacă ar mai fi fost 4 ani. Adică mereu am stat și m-am gândit la chestiunea asta. Nu pot decât să spun că medicii cu care am intrat în contact în cele 5 zile cât am stat în Marie Curie în București au fost excepționali. În sensul că au diagnosticat imediat, a fost o chestie de câteva ore până când mi-au spus că într-adevăr e cancer, dar problema nu erau medicii, problema era spitalul în sine, faptul că Vlad nu putea să facă un RMN pentru că aparatul nu mergea. Țin minte că am sunat la toate clinicile particulare atunci, disperată să încerc să fac rost de un loc undeva și mi s-a zis, a nu, dar trebuie prin medicul de familie și oricum nu sunt locuri. Zic, nu e o chestiune urgentă. Zic, sunt în Marie Curie, nu le merge aparatul. Asta este, faceți o programare și vedem. Medicii au diagnosticat imediat, dar n-aveau RMN. Dacă ar fi fost să facă biopsia în România, Vlad ar fi făcut o biopsie invazivă, în sensul în care ar fi tăiat, știu eu, locul unde era formațiunea respectivă, ar fi umblat acolo. În Italia a făcut o agobiopsie, se numește, care e minim invazivă și care reduce practic migrarea celulelor maligne în tot corpul, pe când biopsia făcută în România i-ar fi redus mult șansele. Și asta mi-a spus-o chiar medicul de acolo, din Marie Curie. L-am întrebat dacă aș avea posibilitatea să plec, ce mă sfătuiește? Și mi-a zis, doamnă, plecați ieri, dacă puteți. Ori în momentul în care un medic de acolo îți spune să pleci ieri, cum ar veni, evident că n-am mai stat să mai aștept nimic și am plecat. Da, e limpede lucrurile, adică în momente de acest gen și mai ales când e vorba de un final fericit, lucrurile sunt absolut clare. Altfel, din câte am citit, situația lui Vlad în acest moment, în legătură cu această mare problemă, este ok. Adică el este ok, e sănătos, analizele arată bine, am înțeles, nu? Bine, da, face analize foarte des, la 3 luni, la 2 luni, la 4 luni, depinde cum decid medicii.
De fiecare dată a ieșit bine, e vorba de o remisie totală, sperăm să se mențină și după cei 5 ani, așa cum se dă la fiecare bolnav oncologic, se dau cei 5 ani în care ar mai exista un risc de recidivă. Eu sper să nu fie cazul, să nu se mai întoarcă niciodată, însă și revenind la sistemul de sănătate italian, însă chiar și în cazul unei recidive m-au asigurat că soluții există, că nu trebuie să intru în panică, mi-au prezentat eventuale protocoale, alte protocoale pe care le-ar avea Vlad de urmat dacă, știu eu, ar avea ghinionul să facă vreo recidivă. Deci e totul foarte aproape de pacient, nu știu cum să spun, multă empatie cu îți vin practic în sprijin, pentru că tu oricum ești disperat ca părinte, nu? Cu un copil oncologic. Atunci îți vin toți în sprijin. E o chestiune pe care o admir aici și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. Da, Magda, îi mulțumește lui Dumnezeu, ai perfectă dreptate. Înțeleg că a venit, după acest accident, a venit poliția acolo. Care au fost împrejurările și aici cred că e de povestit. Da, m-am speriat, abia venisem cu Vlad acasă, luni ne externasem, mă întorsesem acasă și marți dimineață m-au chemat la poartă, au venit acasă, am ieșit și m-au întrebat dacă sunt mama minorului care a fost transportat cu elicopterul de la Viterbo la Roma. Zic, da. Cum se simte minorul? Zic, acum e bine, stă în pat, evident că na, la o săptămână de la fractură, cum să se simtă. A fost operat și mi-au zis să aștept că voi fi chemată să mă duc la sediul lor pentru a da o declarație apropo de împrejurările în care s-a petrecut accident. Zic, okay. Magda, împrejurările le discutăm după o scurtă pauză de publicitate.